v-am regăsit invitat în studioul nostru de televiziune. Astăzi este primarul municipiului Călăraș, domnul Daniel Drăgulin. Domnule primar, plouă. Probabil că sunt fericiți agricultorii, pentru că era nevoie de ploaie, da. Și nu numai ei. Inclusiv în municipiul Călăraș, în spațiile verzi, pământul nu arăta prea bine, așa că am văzut că ați început lucrării de reamenajare a spațiilor verzi din tot orașul. Da. În perioada aceasta deja am început lucrările de curățenie. Curățenia de primăvară. Curățenia de primăvară și mai ales că în perioada următoare avem și Paștele, astfel încât Călărașul să arate ca un oraș curat. De asemenea, spațiile verzi la ora actuală și cred că ați constatat și dumneavoastră, parcul central deja are o altă vizibilitate și o altă... Au dispărut boscheți. Au apărut flori prin scoaterea acestor boscheți, cum ziceți dumneavoastră. Se vede că a dat o lărgime a acestui parc. Nu mai există zone în care sunt... Arată mult mai bine. Mult mai bine, da. E mai deschis, mai curat. De asemenea, am început și în Parcul Dumbrava, am început și pe aleile din preajma parcurilor, astfel încât să întâmpinăm sărbătorile de Paște așa cum se cuvine. Ați mai tăiat și copaci, domnule primar, pe strada Năvodari. De ce ați tăiat copaci acolo? Să știți că noi nu tăiem copacii decât atunci când este nevoie. În zona Năvodari se face o prelungire a rețelei de canalizare, care trebuie să lege cu partea de Mircea Vodă și n-avea rost să facem acest lucru pe asfaltul din zona respectivă. Ca atare s-a luat ca soluție prin spațiu verde și o parte din trotuar să se realizeze aceste montarea acestor conducte. Bineînțeles că pomii acei tăiați vor fi înlocuiți cu alții care va deveni într-un an, doi, la aceeași înălțime. Ce specii de pomi plantați? Nu sunt eu specialistul, cei care... Eu, după părerea mea, aș pune paulonia, care... Aveți o preferință pentru arborești. Da, pentru că această specie de arbus, de pom, crește foarte repede și are o coroană foarte bogată. Da, și teiul înflorit. Teiul înflorit, să știți primăvara, că... Primăvara, parfumul de tei. Este adevărat parfumul de tei, dar să știți că pot apare accidente, întrucât teiul are o proprietate, anume nu a rezistat la greutăți foarte mari. Și atunci eu știu foarte clar, am văzut cu ochii mei când copiii sau tineri, urcându-se în pomi, au căzut din deci tei. Deci paulonia, și... spuneți, paulonia, preponderent. Da. Domnule primar, sunt în ultima perioadă nenumărate discuții pe tema Bulevardului Nicolae Titulescu. Vreau să ne lămuriți. Da. Efectiv, ce se întâmplă în momentul acesta pe Bulevardul Nicolae Titulescu? Acum, treaba asta cu Bulevardul, nu știu ce să spun, pentru că e probabil cel mai scurt bulevard din municipiul Călăraș, ăsta și cu Bulevardul nu mai știți. Dar... ce fel de lucrări faceți acolo până la urmă? Da. Valoarea lucrărilor de la Bulevardul Nimoai este de aproximativ 6... Nicolae Titulescu. Nicolae Titulescu este de aproximativ 6,2 milioane de lei fără TVA. Lucrări constând în modernizarea acestui bulevard. Modernizarea acestui bulevard înseamnă, de fapt, lărgirea celor două căi de rulare pe strada, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, de asemenea crearea unor locuri de parcare, pentru că este o zonă aglomerată și mai ales în zona 5 Călăraș, unde de foarte multe ori, de fapt în fiecare zi cât este anul școlar, vin părinții cu mașinile să... E o școală foarte mare. E o școală foarte mare, da. Vom avea locuri de parcare. De asemenea și reamenajarea spațiilor verzi. Locurile de parcare bănuiesc că vin pe actualul spațiu verde al aurilor, blocurile mai vechi. Problema este că acele spații verzi care spunem noi, de fapt nu erau spații verzi, pentru că toată lumea parca mașina pe acel spațiu verde și de fapt... Facem parcări și urcați trotuarele sau cum? Translatăm trotuarele către partea dreaptă.
dreaptă, spre blocuri, fără a afecta în mare măsură spațiile verzi existente, dar le vom moderniza. Dar cu pacii tăiați și o parte din ei vor fi tăiați, mai ales înspre școala numărul 5. Și de la intersecția cu Bulevardul Republicii către nord? Către nord? Da, mergem... Spre calea ferată? Deci, acest bulevard se va termina în strada locomotivei, până la calea ferată. El va fi... Deci pe tot tronsonul. Pe tot tronsonul. Pentru lărgirea această cale de rulare, noi am hotărât să, în primul rând, să degajăm spațiile verzi. Da. Și în același timp, ținând cont de faptul că asfaltul și betonul din, de pe toată lungimea acestei, aproape 800 și vreo 30 de metri, 850 de metri, prezintă denivelări, prezintă fisuri care nu ar fi permis ca în urma stratului de asfalt să aibă o garanție mai mare de 3 ani. Și de fapt nu era modernizare, era o reparație capitală. Noi realizăm acum această spargere de beton, pentru că pe toată lungimea, de la cornișii până la strada Bucureștiului, era foarte fisurat și se poate vedea cu ochiul liber, pentru că noi la fiecare etapă în acest proiect fotografiem și urmărim ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să vă spun că sub acest beton era chiar gol. Deci aveți un studiu făcut de specialiști. Da, erau zone în care în momentul când se circula pe acolo, intra în trepidație. Ei, vă dați seama, dacă noi turnam asfalt acolo, la traficul intens pe care Călărașul are la ora actuală, ce s-ar fi întâmplat? Au fi început să apară fisuri, da? Și ulterior era exfoliat acest strat de asfalt și, bineînțeles, mulți sau nu, o parte dintre cetățenii se uite, băi, ce rău a făcut. E, atunci specialiștii au spus următorul lucru. Înlăturăm acest strat de beton asfalt, că pe toată lungimea bulevardului Titulescu, și vom crea acele straturi premergătoare turnării asfaltului, care să dea o siguranță și o stabilitate zonei de trafic. Nu știu dacă ați fost în Mircea Vodă și ați văzut modul în care s-au asfalt, etapele de lucru care au fost realizate până s-a turnat cele două straturi de asfalt. S-a făcut o pernă foarte solidă de pietri sub diferite granulații, da? A fost foarte stabil, a fost stabilizat, da? Prin vibrare și prin mai multe treceri ale compresoarelor. Și bineînțeles, s-au turnat două straturi, unul de egalizare și un strat care este de uzură pentru trafic. După părerea mea, și nu numai a specialiștilor, ceea ce noi am ca soluție constructivă, asta este cea mai bună, cea mai rezistentă, perioada de garanție a lucrării fiind de aproximativ 15 ani. Sau nu aproximativ, 15 ani. De la 3 ani reparații capitale la 15 ani, vă dați seama că este mult mai convenabil să avem acest lucru, mai ales că există și perioada de garanție a lucrării respective. Noi nu facem decât să creăm un trafic corect, bun și de durată pe acest bulevard, pentru că de-aia investim atât de mulți bani. Ceea ce se încearcă să speculeze prin diferite publicații, hai să spun articole, e pur și simplu de rea credință, pentru că înainte să poți să faci o afirmație, vino și documentează-te, vezi ce înseamnă acel proiect și după aceea să faci afirmații gratuite. În general, în societate, la orice nivel, abordarea e ușor diferită față de ceea ce este normal, dar acum încă o dată, repet, fiecare are dreptul la opinie. Are dreptul la opinie, dar ea să fie fundamentată, așa putem să mergem pe stradă să facem tot felul de afirmații. Pot să vă garantez faptul că lucrările sunt făcute cu responsabilitate, urmărite de aparatul de specialitate al primăriei, prin diriginte de șantier, prin ingineri din direcția tehnică care efectiv urmăresc etapă de etapă ce se întâmplă pe tot parcursul derulării acestui proiect și ca tare n-am început bine și deja să ne mulțumim. Vrem să realizăm ceva fără să fie disconfort? Hai să fim serioși. Vrem să avem ceva altfel decât am avut până acum?
Hai să avem puțină răbdare. Gândiți-vă că nu peste mult timp, și vreau să aduc la cunoștință tuturor celor care ne urmăresc, zilele trecute am semnat autorizația de construcție pentru strada Grivița. Așa. S-a depus acum la poliție, pentru că până nu aveam autorizația de construcție, nu puteam să depunem studiu de trafic, urmând ca poliția într-o săptămână, maxim două. Să dea sau nu acceptul? Trebuie să-l dea, pentru că ne-am consultat cu ei până acum. Și vom începe lucrările și acolo. Ce facem? Trebuie să ne deranjeze faptul că nu mai putem să mergem pe bulevardul Titulescu sau pe strada Grivița? Aproximativ în cât timp vor fi gata lucrările la bulevardul Titulescu? Lucrarea, dacă nu mă înșel, este pe o perioadă de 24 de luni, e multianual, dar am avut asigurări din partea constructorului că ei vor să termine anul acesta această lucrare. Deci carosabilul este trotuare, cel mai important. Da, carosabilul, trotuare, spații verzi. Domnule primar, cu ce bani se fac lucrările pe bulevardul Nicolae Titulescu? E vorba despre cel mult discutat împrumut. Nu. Este vorba de faptul că noi am alocat 10 miliarde pentru a demara lucrările și, într-adevăr, și cu această ocazie pot să spun și celor care ne urmăresc că ni s-a aprobat acel împrumut de 410 miliarde de lei vechi, 41 de milioane, da, cu finanțare din 2020, dar avem garanții că și anul trecut și din istoricul celor care fac împrumuturi și solicită bani, niciodată suma care a fost propusă nu s-a decontat în totalitate și din august-septembrie putem beneficia și noi de sume care să poată fi decontate pe lucrările existente. Lucru care ne-a făcut să luăm în calcul și demarare, de fapt este în seapă în evaluare și Piața Mare, este în evaluare și bazarul, este în evaluare în diferite etape. Și asta, canalizarea din cartierul Măgureni. Măgureni. Da. Sunt câteva investiții pe care noi le avem trecute în acest împrumut. Este și pentru celălalt lot de străzi din Mircea Vodă. Deci avem acoperită toată suma, astfel încât în momentul când am terminat această sumă să avem realizate lucrări de infrastructură rutieră în cartierul Mircea Vodă. Avem Piața Mare, care toată lumea mă așteaptă, că sunt tot felul de discuții și este foarte clar că nu sunt de acord să schimbăm în destinația și va fi finanțată prin acest împrumut. Este vorba de bazar și, bineînțeles, este vorba de mult așteptată canalizare din cartierul Măgureni, urmând, după o perioadă de așteptare de o jumătate de an, un an, astfel încât să se taseze pământul în zona unde a fost unde e introdusă canalizarea din Măgureni, să trece și la etapa a doua de pregătire pentru modernizare, nu pentru asta. Și apropo de Piața Mare, când o să ridicați de acolo betoanele acelea, rezultate ca urmare a spargerii betoanele pot fi folosite fie la partea de jos în terasament, fie vor fi luate, dar nu putem să ne apucăm de construcție să lăsăm betoanele acolo. Noi, puțină răbdare și veți vedea că lucrurile se vor schimba în zona respectivă. Câtă răbdare ar trebui să mai avem, domnule primar, și cu bulevardul Cuza Vodă? Bulevardul Cuza Vodă face parte din lotul lucrărilor de la Mușețelului, Cuza Vodă, Știrbei Vodă. Deci din pachetul ăsta. Din pachetul ăsta. Este un proiect ce se desfășoară pe parcursul a 2 ani. Am început anul trecut și îl vom termina în iulie anul acesta. Ieri am făcut o adresă către constructori și este Telprom. Adică pe 11. Pe 11, așa. Da. Am făcut o adresă către constructor. Către constructor Telprom, care a dat sub antrepriză celor de la drumul județene, că lucrurile sunt întârziate și să se încadreze în timpul din alocat desfășurării lucrărilor și să intrăm în perioada de verificare și a PIF-ului, exact așa cum scrie în contract, dacă nu vor intra pe penalizări. Vreau să vă spun că am avut discuții și destul de aprinse vis-a-vis de faptul că ei au frezat partea de la
strada București până la Cornișei. Da. Și acuzându-i de faptul că se mișcă foarte încet și apar probleme și chiar discuții din partea celor care circulă în zona respectivă. Și eu circul pe acolo. Ei mi-au adus la cunoștință faptul că mașina cu care a asfaltat a avut probleme de... și s-a simțit în partea cealaltă de drum de la strada București până la Bulevardul Republicii, că nu, datorită unui defect pe care nu l-au depistat la timp, nu au realizat o uniformitate a suprafeței, da? Și în același timp au făcut acea lucrare pe varianta nord. În momentul ăsta a apărut o problemă pe care iar le-am acuzat de proastă gospodărire, a faptului că nu au griblură care se intre în componența rețetei de asfalt. Adică o lipsă de material. Da, de aprovizionare, da. Că au zis că bargea este pe la încărcat și că vine ulterior. Eu le-am dat ultimatum ca maxim 2 săptămâni, dacă nu asfaltează, chiar sunt hotărât să nu de rezia, pentru că mai sunt câteva luni până la terminat lucrurile, dar voi ține cont în perioada următoare și chiar nu o să mai accept anumite lucruri de colaborare cu drumurile județene. Eu sper că cu toate aceste probleme pe care le-a creat Bulevardul cu Zavodă, la sfârșitul lucrării să arate așa cum trebuie. Nu cum cred unii dintre noi că, vezi, Doamne, acel strat de asfalt turnat până acum așa rămâne. Nu. Au obligația, conform contract, să-mi aducă la o stare conform proiectului și nu alta. Domnul primar, da. Școala gimnazială Carol I. Ce să vin acolo? Câteva precizări. Care e punctul dumneavoastră de vedere? Pare bine că ați deschis discuția de această problemă, pentru că vrând, nu vrând, sunt implicați și părinți și elevi de la școala numărul 1 și chiar este deranjant de acest lucru. Vreau să fac câteva precizări. 1. Sunt primar din 2012 și nu știu dacă dumneavoastră ați auzit un director de o proastă colaborare dintre aparatul primăriei, primarul și unitățile de învățământ. Din contră, noi am fost deschiși la toate solicitările pe care unitățile de învățământ le-au făcut și vă rog frumos, puteți să faceți sondaje pentru acest lucru. Nu a fost niciun fel de problemă. Nici la școala 1 n-au fost probleme. Dar acum a apărut... Hai, bun. După părerea mea, este... Deci spuneți că nu sunt probleme. Nu. La școala 1 vă spun ce s-a întâmplat. Așa. Se spune că WC-ul este în afara școlii. Ok, WC-ul este în afara școlii din 2005-2006. Singura solicitare pe care a făcut-o vis-a-vis de WC-ul a fost să alocăm bani pentru a realiza acel culoar acoperit ca ulterior copiii să ducă la toaletă. Toaleta a fost în interiorul școlii, unde la ora actuală este desfășurată activitatea de sau contabilitatea. Au făcut-o fără nicio aprobare în 2005-2006. Până anul trecut, mai bine zis, până anul ăsta... Deci lucrările acelea de mutare a toaletei, da, a grupurilor sanitare, da, s-au mai făcut mult, fără, da, mai mult, până autorizații? Da. Păi e grav ceea ce spuneți. Asta este, până în 2005-2006 așa s-a făcut. Nu există, că am întrebat pe domnul Danciu, dacă există vreo aprobare din partea celor de la cultură, vis-a-vis de acest veci. Nu. Au spus că datorită infiltrațiilor care au apărut din interiorul școlii, da, conduce la deteriorarea întregului grup de club. Bun, care bun, mai departe. Așa. Bun, dați-mi voie. În octombrie 2018, da, doamna Mândurțescu, care este consilier, a venit împreună cu doamna directoare să spună că în școală plouă. Bun, că s-a deteriorat, a fost ulterior la școală, am văzut într-adevăr și am zis, în octombrie sau în noiembrie, nu mai aduc aminte exact, știu că a spus următorul lucru, la prima ședință vom aloca bani pentru a se realiza o lucrare de urgență
Asta însemnând, din ce au spus cei care se pricep, sunt niște folii de aluminiu cu zmoală, care la cald se lipesc pe tablă, astfel încât în zonele pe unde se infiltra, se infiltrează apa, provizoriu să nu mai este să realizeze acest lucru, ca să nu înainteze deteriorarea clădirii. Nu știu din ce cauză nu s-a realizat. Doamna director a spus prima dată că dorește, după aia a zis că nu dorește, că este asta de patrimoniu, clădire de patrimoniu, categoria 1. Și am zis, domnule, am vorbit și cu cei de la cultură, și eram în școală când am vorbit cu domnul Danciu și puteți să-l întrebați și pe dânsul. Domnul Danciu, puteți să realizăm o lucrare? Da, domnule, nu se schimbă nimic decât să pun niște folii de aluminiu pe această tablă deteriorată. Inclusiv domnul Rădulescu, care s-a ocupat înainte de a zis, da, domnule, asta e singura soluție. Nu am știut, și repet cu toată fermitatea, nu am știut că există probleme atât de mari în școli. Nu rezolvarea situației ăsteia. Anul acesta am primit prin propunere de buget o solicitare financiară. O să purtăm o discuție cu un cadru mai larg ca să nu avem probleme. Deci vă așezați din nou bineînțeles, la masă? Suntem deschiși, dar nu s-a pus așa problema vreodată. Sunt pur și simplu niște speculații. Deci avea o parte de bani, putea să deschidă sau să realizeze un contract pentru lucrări de strictă urgență, știu și cei de la IGESIC. Domnul primar, despre ce sumă este vorba? Noi am aprobat data de 18 decembrie, suma de 18.000 de lei, aproximativ 18.000 de lei, bani care să fie folosiți pentru a îndepărta provizoriu până la realizarea, într-adevăr, a lucrărilor cu mari, toate, de refacere, da, de refacere, da? Da? Prin lipirea celor benzi adezive cu folie de aluminiu, lucrări care nu s-au realizat. De fapt, nu s-a, eu știu care a fost gândirea lor în contextul în care v-am spus mai devreme, și la sfârșitul anului a venit cu un decont de 21.000 de lei, 21.000 de lei, numai puțin, cu 21.000 de lei pentru mobilier. Dacă fiind banii dați în decembrie, aveau timp să realizeze lucrurile? Să trebuiau cheltuiți până la sfârșitul anului? Dacă dâșii începeau de când s-a făcut constatarea în octombrie, ei având bani în buget, că altfel nu putea să antameze lucrarea aia de mobilier, da? Cu plusul pe care noi îl dădeam, putea să se realizeze acest lucru. Fără niciun fel de problemă. Cu toate că se spune că, domnule, este clădire de patrimoniu și că nu se umbla la clădire, ci pur și simplu se înlătura provizoriu niște cauze care produc acest... Noi ne-am dus, după aceea am aranjat în așa fel încât copiii să nu mai intre în zonă, am delimitat foarte clar zona cu pericol. Noi suntem alături de unitățile de învățământ. Nu cum vrea unii sau altele să încerce să-mi arunce mie în cârcă, în contextul în care eu întotdeauna am fost alături de toate unitățile de învățământ. Derulăm proiecte, le-am dat bani pentru aparatură electronică, pentru calculatoare. Să nu spună mie nimeni că... Vreau să vă spun un lucru. În 2017, da, față de bugetul inițial, primăria a mai dat încă 340.000 de lei. Către Carol I. Către Carol I. A, la Carol da. I. Da? În 2018, da, s-au dat 156.000 de lei în plus. Nu avem niciun document care să ateste, sau mai bine, care să arate solicitările sau să confirme solicitările în realizarea unor reparații pentru... Adică vreți să spuneți că n-au cerut bani? N-au cerut bani. Mai mult decât în calitate de primar. Ok, că scrie în 215 de ce mă ocup eu. Mă ocup. Am aparatul de specialitate, dar de unde să știe că au probleme acolo? Am colaborat cu fostul director. Dânsul a spus foarte clar, domnule, nu pot să vin să vă cer bani până nu am toate documentele care să îmi confirme solicitarea acestor bani pentru reparațiile capitale, pentru clădire de patrimoniu. În iulie am înțeles că a fost schimbată, da?
Și nu a mai putut fi continuate. Și întrebați pe domnul Danciu ce s-a întâmplat anterior. Domnul primar, e un conflict deschis acolo? Nu, din punctul meu de vedere, nu. Deci, din conflictul este întreținut de câteva persoane care doresc acest lucru. Am înțeles. Domnul primar, peste tot în lumea asta, cetățeanul își dorește să aibă o relație, dacă se poate, cât mai la distanță cu administrația, în sensul de a economisi timp și de a nu se mai deplasa din ghișeu în ghișeu atunci ați când auzit, are nevoie. Da, e o informație. Dacă nu o puteți confirma, da, de regulă adresa cu cereri online, da, preponderent. Da, este adevărat. Acolo unde se poate. Vrem să relaxăm relația dintre administrație și cu cetățenii. Adică avem și o veste bună. Avem o veste bună, da. Păi, la urmă, să știți că și lucrul ăsta poate fi rezolvat dacă nu există tensiune și dacă nu există interes în spatele acestui... Deci vorbim despre, da, debirocratizarea sistemului, da, ieri am, da, de simplificarea tot așa procedurilor administrative și reducerea, da, birocrației. N-aș vrea să intru în amănunte, pentru că nu vreau să spun lucruri care nu pot fi confirmate, dar poate nu le spun ca un specialist. Așadar, pe 11 aprilie... Pe 11 aprilie s-a validat proiectul depus de... colegii mei, vorba de domnul Furga Flavius și de doamna Luminița Trifu, un proiect care reprezintă debirocratizarea acestui sistem de lucru cu cetățenii, a cărui valoare se ridică la 3 milioane de lei. Ce pot să vă spun este, ca fapt așa divers, este că un cetățean poate să scrie de acasă o solicitare privind aprobarea unui, să zic așa, document la urbanism. Deci vrea o aprobare de construcție, să zicem. Da? Să intre online, vede ce documente trebuie să aduse și face inclusiv cererea și autorizația de construcție poate fi obținută și așa. Că pe site-ul primăriei vor apărea mai multe elemente. V-a dat decât un singur exemplu, sunt mult mai multe, inclusiv în interiorul primăriei sunt anumite operațiuni pe care se vor face automat, nu mai există ia hârtia, dăm hârtia, totul se va face electronic. Deci intrăm pe site-ul primăriei, vedem acolo ce tipuri de cereri putem, da, să și bineînțeles accesa și le punem online și le punem, veți avea imediat ok-ul că a fost primită și numărul de înregistrare este. Asta este un exemplu. Sunt mai multe, dar nu vreau să intru în amănunte pentru că nu vreau să spun lucruri care nu sunt tocmai tehnice. Se adresează în primul rând oamenilor ocupați, în primul rând tuturor cetățenilor celor care nu prea au timp de pierdut, dar și celor care știu să utilizeze un computer și care nu mai acum, vor să vedeți, umble prin primărie. Asta e un proiect, dar noi avem mult mai multe proiecte care sunt în diferite stadii. Au fost colegii mei înainte la dumneavoastră aici, în care au explicat foarte clar proiectul, da, cu... vorbi despre câteva proiecte, da, mari. Da, inclusiv cel care îl avem în colaborare cu Consiliul Județean, da, și este vorba de modernizarea falezei, da. Promenada, așa e el cunoscut, da, promenada, da. Deja. Valoarea cea mai mare este a primăriei și el va fi, într-un fel, pionul principal în acest proiect. Noi o să facem comunicări către cetățenii care stau în această zonă și după ce va fi aprobat proiectul tehnic, atunci vom demara lucrările începând cu evacuarea acestor... Adică se eliberează zona, cu alte cuvinte. Zona, da, păi, oricum, da, era ocupată abuziv, că bănuiesc că nu există acolo contracte. Fiecare s-a instalat cum și când a dorit. Da, eu sper ca oamenii să înțeleagă, să fie de bună credință și să elibereze zona, pentru că nu facem altceva decât să dăm... să redăm municipalității terenul care este al lui și să beneficieze toți ceilalți. Probabil că este cel mai mare și important proiect. Nu, pentru mine nu este cel mai mare și important proiect. Un proiect de 3 milioane de euro pentru mine nu mai este important. Nu acum. Mai e noi, important. Nu, avem proiecte de 24 de milioane. Păi avem strada București, care face 8 milioane de euro. Avem promenada de aici din între Consiliul Județean și sediul dumneavoastră, de la Piața Mare până pe strada Sloboziei. Nu e sediul nostru, că suntem pe aici cu chirie. Sediul unde vă desfășurați activitatea. Așa. E valoare de 6 milioane de euro. Deci avem proiecte mult mai mari. Eu sper să mai aducem proiecte de acolo valoare să ridică la 10 milioane prin modernizarea străzilor. Face parte din proiectele pe care
încercăm să le realizăm pentru a schimba, într-adevăr, să zic, viața și chiar imaginea orașului. În următorii câțiva ani? Doamna Stărescu, vreau să vă spun un lucru. Că toată de anul ăsta nu mai prindeți decât un pic, finalul de mandat. Da, vreau să vă spun un lucru. Indiferent cine va fi la primărie, eu am satisfacția că am fost cel care, într-adevăr, a demarat niște proiecte adevărate care schimbă fața orașului Călăraș. Indiferent cine vine, dacă o să vină, dar eu sper să câștig și altele, dar cu toată opoziția unora. Ceea ce noi implementăm în această perioadă și ceea ce se va implementa va schimba radical. Faptul că avem drumurile sparte, păi nimeni nu vrea să înțeleagă că întâi falul căle subterane și că mai avem o parte din Călăraș care încă au canalizările vechi și apa trece până pentru că sunt conducte de metal. O și parte la... cam jumătate. În jur de 40%. Trebuie să înțelegem. Modernizarea unui oraș este mult mai grea decât dacă ai construi un oraș. Gândiți-vă că în Călăraș sunt tot felul de țevi și tot felul de cabluri pe care trebuie să le avem în vedere. Într-adevăr, nu s-a mai făcut în Călăraș nu reparații. Nu s-a mai făcut modernizări de peste 40 de ani. Nu știu câte străzi au fost cu covor asfaltii de la cap la coadă, cu schimbat partea de structura de rezistență a străzilor respective. Nu s-a făcut niciodată. Dacă ne uităm în Călăraș, vedem că el este fisurat în marea lui majoritate. Aceste fisuri conduc la deteriorarea stratului de rezistență. Da? Noi nu vrem să scăpăm de acest lucru. Avem răbdare. Următorul proiect care vizează înlocuirea rețelelor de apă și canal este cel cu apă canal. Este da. Pe Poim. Pe Poim, da. Sperăm bănuiesc 200... că nu va începe până în alegerile nu, locale. Nu va după. Da, și că dacă se sparge pe iar orașul... Doamne, și dacă se sparge, să zicem mulțumesc că modernizăm orașul. Chiar nu vrem să înțelegem acest lucru. Punctele de vedere sunt diferite. Bun, atunci rămânem cu conducte vechi, colmatate, sparte, să avem tot felul de avarii, că nu vrem să avem tranșee, cum zicea unii în oraș. Trebuie să le facem. Când le facem? Când le faceți, domnule primar? Atunci când vom avea banii. Când veți avea banii. Da, și noi ne preocupăm pentru acest lucru. Și despre ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, că vreți să lăsați un oraș complet schimbat, aproximativ câți ani credeți nu, că ar mai fi necesar pentru derularea acestor proiecte despre care vorbiți dumneavoastră acum? Eu sper ca anul acesta să chem contractul cu modernizarea străzii București. Da. Încheiem contractul cu achiziționarea de autobuze, 4-5 autobuze moderne, da? Vrem să încheiem contractul cu Piața Mare și să demarăm deja lucrările. Vrem să încheiem contractul cu canalizarea din Măgureni și vom demara lucrările. Vrem să încheiem contractul cu alea de promenadă, ca să-i spun așa, de la Piața Mare, inclusiv platoul din fața primăriei și a Consiliului Județean și să demarăm lucrări dacă se poate. Lucrurile astea nu depind numai de noi. Noi am depus proiectele, mai ales cu banii europeni, la adresul Buntenia, pe care proiectele care au fost trimise la Ministerul Dezvoltării și așteptăm și noi, la rând, să fie evaluate proiectele ca ulterior să începem să facem caietele de sarcine. Bine, noi suntem totuși cu o jumătate de pas înainte, am solicitat toate listele de cantități și vom demara procedura de achiziție pentru lucrările respective. Când se termină curățenia de primăvară? Înainte de Paște. Până în sărbătorile de Paște. Bineînțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Mulțumesc.